De astăzi până miercuri, absolvenții de clasa 8 -a sunt așteptați să se înscrie la evaluarea națională din acest an. Candidații înscriși vor susține prima probă la limba și literatura română pe data de 23 iunie, examenul la limba și literatura maternă pe 24 iunie, iar proba la matematică este programată în data de 25 iunie. Rezultatele finale vor fi afișate pe 1 iulie. Calendarul aprobat de Ministerul Educației pentru Organizarea și Desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a 8 -a este următorul. 16-18 iunie, înscrierea la evaluarea națională. 3 iunie, limba și literatura română, proba scrisă. 24 iunie, limba și literatura maternă, proba scrisă. 25 iunie, matematică, proba scrisă. 27 iunie, afișarea rezultatelor până la ora 16. 27 iunie, depunerea contestațiilor între orele 16 și 20. 28 iunie, 30 iunie, rezolvarea contestațiilor. Și 1 iulie, afișarea rezultatelor finale după contestații.